Salut, prieteni, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi ne vom juca Trivia 2. Să dăm aici un joc normal. În ce secol s-a născut Albert Einstein? Secolul 200. Bine. Aici cărbun. Ce adâncime maximă are lacul de acumulare Măritor din Mulții Semenic? Are o adâncime de 1200 de metri. Oh, te vă a câștigat asta. Nu e nicio problemă. Lumea mai greșește câteodată. Nu mă supăr. Dar bine că ești locul 2. Eu, argint. Sau eu locul 2? Cum vreți. Mai bine să iau locul întâi, că și așa am să toate o bronz, se argint și așa mai departe. Câți jucători străini ale Poli Timișoara în echipa la debutul sezonului 2008-2009? 25. Uite aici apare revista. Bine, 800 de puncte, bine. Doamne, în ce an și-a verificat mașina de cursuri? Pentru că în 1869. Sper să mai am 2 puncte. Bun. Să vedem cine duelează. Se duelează cu mine. Cât face 10 la purtarea a întâi? 10. Este! Ia să facem pe asta rost albastru. Cine a compus melodia Cașmir lăsată pe albumul Led Zeppelin? Asta. Mamă, ăsta a răspuns bine. Nu trebuie să... Ia terminați-mă cu vibrațiile astea. Ia uita să salută cu mine. Care sunt non-culorile? Alb și negru. Bun. În ce an a câștigat Mexicul independența față de Spania? 1945. Bine! Care dintre următorii creatori de modă și-au început afacerea cu palarii? Așa. Bă. Eu trebuia să spun da. Am greșit. Ia uite, bă, ia să luptă cu mine. Ce este handbalul? Un sport. Nu? Ia să vedem. Aha, un sport. În ce an s-a născut marele poet simbolist francez Arthur Rimbaud? 1923.
Nu știu. A, 1864. Bă, bine, mă! Așa. Ia să văd. Să văd eu acum care răspunde corect. Să luptă cu mine. Ce regim a fost Adolf Hitler în Germania? Nazismul. Logic. Din ce an datează cel mai vechi vin conservat în butoi? 1453. Bine, bă! Aproape ajunge la 1472. Ia uite, bă, iar... Ce fel de rocă este diuaritul? Metaforică. Metamorfică, scuze. Bă, vulcanică, mă. Eu trebuia să răspund, bă, mi-a luat punctele, bă. Ia să mă duc cu asta dacă e... Cu asta dacă e jumecher. Care este semnificația cuvântului negură? Confuzie. Ha, ceață. Trebuia să spun ceață, nu... Nu cred. În ce oraș se află Rialto? Florența. Veneția, bă. Băi. Mă nebuniți. Ia uite, bă, iar... Care dintre următoarele mănăstiri din România nu se află în patrimoniu? Cormeana. Bine! Câte concerte pentru violă și orchestra a compus Ludwig van Beethoven? 26 de concerte. Bine, mă! Nu pur am ajuns la 1. Aha! Ia uite, bă, iar... Ce origine are baclavaua? Turcă. Logică e turcă. Apă până la 25 grade, nu pe față, aproape de... 30, nu știu. 7? Bine! Ia să vedem ce loc am luat. A sfârșit locul 1, Doamne Dumnezeule, mulțumesc, Doamne. Bun, prieteni, cam acesta a fost video-ul meu de astăzi. Nu uitați să dați like, subscribe și un follow pe Instagram. Și neapărat activați și clopoțelul ca să primiți toate notificările că am postat un videoclip nou.